când suntem mici copii, familia, școala, biserica ne spun că trebuie să nu fim egoiști și că trebuie să fim altruisti. Dar te-ai gândit vreodată cât de egoist trebuie să fii pentru a fi altruist? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiindcă e important pentru a avea succes să știe dacă e mai bine să fie egoist sau altruist, asta e tema de astăzi. Chestia asta cu egoism și altruism se pare că e un clișeu în societatea noastră, pentru că toată lumea ne spune că trebuie să nu fim egoisti, trebuie să fim altruisti, trebuie să ne gândim la ceilalți, trebuie să ne gândim la țara, la firma, e ok. Dar, din păcate, asta este un paradox logic, pentru că, prin definiție, nu poți să fii altruist. Mă explic mai bine. Fiecare om ia o decizie printre cele opțiuni pe care crede, asta e o discuție lungă, pe care crede că le are în acel moment. Și alege ceea care îi se pare mai bună. Deci este egoist. Okay? Unde este paradoxul logic? În momentul în care ia decizie de a ajuta pe cineva, exact același lucru, face acel lucru pentru că îi se pare alegerea cea mai bună și pe care îl face să se simtă mai bine. Ok? Deci, dacă întrebi pentru oricine face fapte bune, oricine face voluntariat, oricine într-adevăr se ocupa de ceilalți și în nivel sincer, dacă te răspunde ce, că îl face pentru că se simte mai bine. Deci, este foarte egoist. Deci, nu e nimic greșit în a fi egoist. De fapt, problema este chiar opusă. Pentru că cine face fapte rele, cine nu ajută pe ceilalți, cine într-adevăr nu este altruist, de fapt, apoi nu se simte bine. E se ajunge la paradox. La paradox. Cei care fac fapte rele, infractori de toate feluri, oamenii care nu știu să se poarte, de fapt, îl fac tocmai pentru că nu sunt suficient de egoiști. Aici s-ar deschide o temă imensă. Dar pot să spun că Isus nu a spus să iubești pe ceilalți mai mult ca pe tine. A zis să iubești pe ceilalți ca și pe tine. Ok? Cu presupunerea implicită că trebuie să te iubești pe tine. E clar. Deci, s-a dovedit sub toate formele că oamenii care fac fapte rele, adică cei pe care îi considerăm egoiști, de fapt sunt persoane care nu sunt deloc egoiste, pentru că acționează împotriva interesului lor. Adică, aparent au un avantaj material de obicei pe moment, dar pe termen mediu, nici pe termen lung, efectele sunt devastatoare. Ok? Deci, acceptăm faptul că trebuie să ne iubim pe noi, acceptăm faptul că egoismul e forța cea mai puternică în natură, în univers. Universul în sine este egoist, orice sistem alargă după interesul lui și asta e foarte bine, pentru că în momentul în care alergi după interesul tău, adică de a te simți cât se poate de bine, ajuți și pe ceilalți. Asta este secretul vieții. În momentul în care o firmă, de exemplu, învață că trebuie să mulțumească clientului, are succes pe piață, mult mai tare de cea care șeful este clientul, evident. Deci, firma generoasă, cea care câștigă. Omul altruist, deci e foarte egoist, pentru că face interesul lui cel mai mare. Cred că v-am zăpăcit destul cu paradoxul ăsta, dar gândește-te pe ziua de astăzi. Învață să fii cât se poate de egoist, a face interesul tău. Și o să vezi că se schimba complet viața. Vorbim mâine. O zi bună în continuare.